La prima vedere, datele statistice privind furtul din autoturisme, de pe autoturisme și de autoturisme par a fi îngrijorătoare. Cifrele arată că în anul 2014 a fost înregistrată o ușoară creștere a numărului acestor furturi, dar comparativ cu anii 2009-2010, acesta este mult mai scăzut. În cursul 2014 am avut două furturi de auto. Autorii au fost identificați, dosarele penale sunt finalizate în ceea ce privește activitatea de anchetă la nivel de poliție, au fost înaintate către parchet. Au fost un număr de 47 de furturi din auto și 36 de furturi de pe auto de accesorii. De cele mai multe ori, modul de operare folosit de autori în sustragerea bunurilor a fost spargerea geamului autoturismelor, iar în alte cazuri prin forțarea sistemului de închidere. Polițiștii sublinează încă o dată că este mult mai eficient să prevenim aceste neplăceri, mai ales că identificarea autorilor și soluționarea cazurilor cer timp, iar prejudiciul poate fi greu recuperat. Nu sunt cifre neapărat îngrijorătoare, doar că le avem în atenție, întrucât sunt infracțiuni de rezultat care produc pagube materiale proprietarilor, cetățenilor, și ca atare provoacă și un oarecare disconfort și nesiguranță. În acest sens, Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității lansează o serie de recomandări cu caracter preventiv. Nu lăsați la vedere în interiorul mașinii obiecte de valoare, genți, poșete, borsete, îmbrăcăminte, stații de emisie, recepție, sisteme GPS, casetofoane, audio, camere video sau telefoane mobile. Acestea vor tenta hoții să vă spargă vehiculul. Închideți complet geamurile când părăsiți autoturismul, chiar pentru scurt timp. Montați un sistem de alarmă antifurt, de cele mai multe ori costă mai puțin decât paguba suferită în urma unui furt. Inscripționați numărul de înmatriculare al autoturismului pe obiecte ușor demontabile, cum sunt casetofoanele sau bateriile. Acestea vor fi mai dificil de vândut la mâna a doua.